Salut, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Astrora. Eu sunt Rotaro Adrian. În această seară am pregătit notițele pentru perioada 21-27 iunie. Iată că a venit și solstițiul de vară. Avem în această săptămână luna plină în Capricorn pe 24 iunie. Este tema echilibrului dintre viața profesională, carieră și viața de familie. Este o săptămână mai tensionată și datorită acestui aspect și faptului că Venus intră într-o opoziție cu Pluto acum, care poate da naștere unor sentimente de posesivitate și gelozie. Martele, spre sfârșitul săptămânii, intră în cuadratură cu Saturn retrograd. Jupiter intră în retrogradare în această săptămână, iar Mercur iese din retrogradare, devine staționar și în mers direct, iar apoi noi putem lua deciziile corecte în ceea ce privește planurile noastre. Voi începe cu predicțiile astrale pentru fiecare zodie în parte. Berbecul. Pentru berbec este activată axa carieră. Carieră familie acum. Este momentul de a găsi echilibru între profesie și familie. Se poate acorda mai multă atenție planului domestic, dar nu neglijați anumite cerințe profesionale sau invers. La acest moment puteți avea un blocaj financiar, așa că anumite planuri cer o reorganizare, o reconfigurare. Pentru Taur, comunicarea, actele, contractele profesionale sunt importante în această perioadă. Puteți lua decizii importante în ceea ce privește bugetul vostru financiar, alocat unor îmbunătățiri, chiar modificări ale locuinței. În acest sens, puteți intra în contradicție cu dorințele membrilor familiei sau este necesară de modificări mai ample în ceea ce privește locuința. Prietenii, anturajul apropiat este important pentru a găsi soluții profesionale. Pentru zodia Gemeni, pentru voi ieșirea lui Mercur din retrogradare vă face mai convingători. Puteți lua decizii corecte la sfârșitul săptămânii pentru o excursie, deplasări, o întâlnire cu cei apropiați. Vă pot crește veniturile, dar și cheltuielile în același timp. Prioritare să rămână, din păcate, taxele, impozitele și facturile. Puteți resimți un blocaj în cazul în care doriți să călătoriți în străinătate sau legăturile cu persoanele aflate la mari distanțe pot fi amânate. Actele juridice, de asemenea, pot suporta și ele anumite blocaje. Pentru RAC, pentru voi se poate ivi un dezacord între partenerul de viață și dumneavoastră. Vă acordați multă atenție și este necesar să-l ascultați și să suportați unele critici din partea partenerului. Poate fi legat de felul nechipzuit în care cheltuiți banii și ați neglijat unele datorii impuse, taxe, impozite, chiar credite bancare. Sau poate ați cheltuit în speranța unui împrumut care a fost amânat. La sfârșitul săptămânii puteți lua decizii în ceea ce privește sănătatea voastră. Pentru Leu, vă simțiți plin de vitalitate și doriți să conduceți lumea. La intrarea lui Venus în Leu, acordați atenție felului în care arătați. Vă puteți simți mai atrăgători, admirați și apreciați. Partenerul de viață poate fi totuși nemulțumit de atitudinea voastră războinică. O mică atenționare pentru unii din lei, sănătatea vă poate da bătăi de cap. Pot apare probleme mai vechi care nu au fost tratate și un control la medic este binevenit. Pot fi unele neînțelegeri la locul de muncă,
relațiile cu colegii pot suporta anumite modificări. În a doua parte a săptămânii se pot clarifica unele relații de prietenie, mai ales cele care au trecut proba timpului. Pentru fecioară, puteți face o alegere între relațiile sentimentale, amoroase și relațiile de prietenie bazate pe interese, preocupări comune. Vă puteți pune întrebarea dacă iubitul, iubita, îndeplinește toate condițiile necesare spre a deveni soț, soție sau rămâne la stadiul de prietenie și atât. Pentru anumite fecioare pot apărea probleme de sănătate datorită lipsei de răbdare pentru a îndeplini îndatoririle grele la locul de muncă. O verificare medicală nu strică dacă este nevoie. Cu Mercur în mers direct puteți lua decizii mature în ceea ce privește planul profesional. Pentru balanță. Pentru voi importanța acestei săptămâni este pe axa familie-carieră. Aici este necesar să vă echilibrați, să vă armonizați, acordați mai multă atenție celor mai vârstnici și cu probleme de sănătate. Pe de altă parte, căminul are nevoie de îmbunătățiri. Pot fi lucruri vechi și nefolositoare de care vă puteți elibera acum. Balanțele pot fi mai acide acum, mai virulente, în special în cercul de prieteni, iar asta poate duce la o lipsă de susținere în proiectele dumneavoastră. Dacă ar fi ceva de spus, nu faceți împrumuturi și nici nu împrumutați pe alții. Vă puteți hotărâ în ceea ce privește vacanța, în ce zonă doriți să călătoriți. Relațiile cu persoanele aflate la mare distanță pot fi reluate acum. Mai puteți găsi un loc de muncă în cazul în care nu aveți. Pentru scorpioni, scorpionii sunt mai focalizați acum, mai focusați. Vă focalizați mai mult pe acte, avize, cursuri, dacă au examene, workshop-uri, acorduri în această săptămână. Comunicați multe, vă informați mult, căutați informații și, de ce nu, chiar căutați informații în alege un loc în care să vă petreceți vacanța sau să mergeți să vă distrați în curând. Se pot ivi dezacorduri între parteneri în felul care îndepliniți sarcinile domestice sau dezacorduri pentru modul în care contribuiți și cheltuiți banii căminului. Deci există totuși o atenționare și pentru scorpion. Pentru săgetător, aspectele astrale oglindesc preocupările pentru veniturile voastre și veniturile la comun. Pot fi banii voștri, resursele voastre și banii partenerului sau asociatului. Găsiți un echilibru prin a lua decizii împreună cu partenerul asociatul. Poate fi un dialog, o renegociere a contractului în acest sens. Aspecte defavorabile pentru călătoriile lungi, care pot fi influențate de vești legate de persoanele în vârstă sau asigurați-vă că toate actele sunt în ordine pentru a călători. Pentru Capricornii în această perioadă pot fi unele neînțelegeri între parteneri. Capricornii sunt mai nemulțumiți acum, în special sunt nemulțumiți de și din cauza partenerului. S-ar putea partenerul să fie nemulțumit de puterea voastră financiară. Vă simțiți limitați în acest sens și găsiți în nejustificată dorința partenerului de a face unele cheltuieli sau cheltuielile, datoriile comune pot crește datorită unor
plăți ce nu mai pot fi amânate. Chiar nu reacționați impulsiv la gelozie și posesivitate. Pentru anumiți capricorni, problemele de sănătate se găsesc soluții spre sfârșitul săptămânii, în caz că au. Pentru vărsător, pentru voi jobul și sănătatea au o mare importanță acum. Pentru sănătate, găsiți soluții la problemele mai vechi sau cărora nu le-ați mai acordat importanță în ultima perioadă. Nu știu, un set de analize vă pot rezolva problemele, chiar cu ușurință. Vărsătorii pot intra în conflicte cu partenerii de viață sau cu asociații. În cazul asociatului vă puteți simți singuri în îndeplinirea responsabilităților comune. Parcă toate aceste responsabilități au căzut pe umerii dumneavoastră. Este o săptămână în care vă puteți clarifica implicarea în legăturile amoroase, de asemenea. Dacă au fost numai la nivel declarativ sau pot trece testul timpului. Pentru ultima zodie din această săptămână, pentru pești, se pot produce schimbări în cercul de prieteni sau schimbări legate de proiectele voastre. Poate aceste proiecte au fost prea mari, prea vaste și acum este necesară fragmentarea lor pe mai multe etape. Îndeplinirea lor fiind mult mai ușoară, luați totul pas cu pas. Nivelul de stres se poate accentua, așa că găsiți acum o cale de relaxare, poate fi vorba de un hobby, un film, un concert care să reducă această stare. Cam acestea au fost predicțiile astrale pentru perioada 21-27 iunie. Este o săptămână tensionată, o săptămână încărcată pentru toate zodiile. Eu sper că aceste cuvinte v-au ajutat cu ceva și să ieșiți demn și din această săptămână și să treacă și ploile și să ne vedem pe curând cu bine. Pe curând.